mulțumesc. Luam masa cu Helena noastră la restaurantul lui Lamec. Și mai că nu mi-a venit să-mi cred ochilor pe meniu. Alături de prețuri erau trecute ce crezi? Valorile de radiație, adică carne de miel sau ciuperci, atâția și atâția amperi. Sau volți? Mă rog, cum nu se cheamă? Politica noastră e... Vine o dată că te pâți și te întâlnești dintr-una! Nu trebuie să nu mă lași să mă concentrez! Wow! Ai și... Mutat, da! Stai. Ce stil de joc mai e și ăsta? N-ai spus că ai mutat, dar unul de ziua, eu am înțeles că ai mutat. Păi am mutat, dar tu nu stai să te gândești o clipă, măcar. Am greșit ceva. Ce te gândești? Ești pentru mai dama. M-am gândit că i-am uit. Da, și te-a durut. Walter, Walter! M-ați durat odată de atâtea niciuni! Nu mă pasă de mine! De mine care o viață întreagă a trebuit să fac naveta între unul și celălalt! Nu vreți să plec scapăt odată la toate prostiile astea? Să pot și eu în sfârșit să respir! Nu vreți să faceți? Bine? Atunci am să pun eu capăt acestei situații gândite. Vă vedeți? Mă vedeați fiecare dintre voi ca pe proprietatea lui exclusivă. Mai târziu, vocea m-a lăsat. Și n-am mai putut să cânt. V-ați consolat amândoi ipocrit. Spune, dar ce contează? Tu ești muza, tu ești sus, care făceau deosebita onoare de-a-mi permite să trăiesc, adică să spăl, să calc, să gătesc, să curăț, să fac piața, să iubesc, să laud, să-i admir, să-i adulez. Am trăit eu la singur două vieți pline. Vreme ce voi nu v-ați învrednicit nici măcar să trăiți. Și vă întreb, dintre noi, care-i monstru cel mai mare, eu? Sau mai degrabă...